Buzoienii nu vor mai plăti gunoiul pe persoană, ci la pubelă, adică vor achita atât cât aruncă. Este vorba despre o propunere pe care conducerea firmei de salubrizare din municipiul Buzău dorește să o implementeze pentru toți abonații din oraș și prin care se dorește încurajarea colectării selective a deșeurilor. Noua modalitate de facturare se va aplica mai întâi pentru buzoienii care locuiesc la case. Aceștia nu vor mai primi facturi lunare în baza unui tarif pe persoană, ci vor plăti atunci când li se ridică gunoiul, în funcție de cantitatea de gunoi aruncată. Astfel vor fi avantajați cei care colectează selectiv, deoarece vor plăti doar gunoiul menajer și cel provenit din resturi vegetale, nu și deșeurile reciclabile, din sacul galben de plastic. Ulterior, această metodă de tarifare va fi aplicată și pentru locuitorii de la blocuri. Noua propunere de tarifare a gunoiului menajer a fost deja cuprinsă într-un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în viitoarea ședință a Consiliului Local Buzău. S-a dat undă verde pentru construcția unui aquapark la Buzău. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a semnat marți contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție a proiectului împreună cu firma din Constanța, care va reașeza investiția. Proiectul, care va integra facilități moderne de agrement pe o suprafață de 13.900 de metri pătrați, va putea deservi aproximativ 3.000 de persoane pe zi în sezonul de vară și va include mai multe bazine exterioare, cum ar fi un bazin cu apă sărată, jacuzzi, bazin adult only, bazin cu valuri, traseu acvatic Lazy River, bazin pentru copii și zone spray action pentru familie. Aquaparkul din Buzău va avea și un ansamblu de topogane independente, dar și zone de relaxare ce cuprind o plajă cu șezlonguri, spații verzi, dușuri exterioare, vestiare, grupuri sanitare, precum și o zonă de alimentație publică. Buzoienii care locuiesc la casă și sunt interesați să cumpere lemne de foc provenite din copacii bolnavi sau uscați, care sunt tăiați în fiecare an din pădurea Crâng, trebuie să se adreseze ocolului silvic. Reprezentanții primăriei Buzău precizează că lemnele din Crâng sunt vândute în fiecare an de ocolul silvic, administratorul pădurii, în cadrul unor licitații la care participă firme specializate în tăierea copacilor și transportul lemnului rezultat. Astfel, cetățenii interesați de lemn pentru foc din pădurea Crâng trebuie să se adreseze ocolului silvic pentru a obține informații despre firmele care execută tăieri și care vând la rândul lor lemnele. De asemenea, lemnele de foc provenite din copacii bolnavi sau uscați din cartierele orașului sunt depozitate de Urbis Serv și de obicei sunt oferite familiilor nevoiașe pentru a se încălzi peste iarnă.